Curățenia de primăvară a început și în comuna Șovarna, pentru că au devenit un pericol public, iar imaginea pe care o oferă trecătorilor este una dezolantă. Atât angajații primăriei, cât și cetățenii de la mic la mare s-au împărțit în toate satele arondate comunei pentru a strânge deșeurile, gunoiul menajer sau alte resturi aruncate pe domeniul public. Angajații primăriei Comunei Șovarna alături de cetățenii Comunei s-au gândit că este timpul să treacă la curățenia de primăvară. Indiferent de vârstă, cetățenii s-au împărțit în toate satele și în hămați cu saci și mânuși au pornit la adunarea gunoailor aruncate la voia întâmplării. Aș dori să mulțumesc pe această cale cetățenilor care au răspuns invitației de a participa la ecologizare și a ruga atât cetățenii cât și turiștii ce trec prin această zonă să arunce gunoaiele la tomberon, a declarat primarul Comunei Șovarna Prundeanu Constantin pe pagina sa de Facebook. Nelipsite au fost mesajele ecologice, prin care cetățenii au dorit să transmită cât de important este pentru sănătatea noastră să trăim într-un mediu curat. De asemenea, o imagine a comunei curată și îngrijită este foarte importantă și pentru turiști.